Doliu în lumea sportului. A murit un cunoscut pilot de curse. Este vorba de pilotul bulgar Miroslav Angelov, în vârstă de 50 de ani, și-a pierdut viața în timpul unor teste pentru campionatul național de raliuri din Bulgaria. Pilotul, un nume respectat în comunitatea automobilistică, a decedat într-un mod tragic, lăsând în urmă o lume înmărmurită. Angelov se afla la volanul mașinii sale de curse, efectuând un test rutinier. În mod neașteptat, a avut loc un accident violent, iar mașina s-a luat foc. Cu un curaj extraordinar, copilotul său a reușit să-l scoată din mașină, însă orice încercare de a-l salva pe Angelov a fost în zadar. Pilotul experimentat a decedat la scurt timp după accident. Aflat la bordul mașinii în momentul accidentului, copilotul lui Angelov a suferit multiple fracturi, însă starea sa este stabilă și este în afara oricărui pericol. Miroslav Angelov era un nume binecunoscut în lumea raliurilor, fiind campion național de 4 ori în Bulgaria în anii 2018, 2019, 2020 și 2021. A fost o prezență constantă în competițiile din țările vecine, inclusiv în România, unde și-a făcut simțită prezența la etapele din Harghita, Sibiu și Cluj ale campionatului național de raliuri din România din acest an. Cu o pasiune pentru cursele balcanice, Angelov s-a remarcat în numeroase competiții, construindu-și un renume impresionant în comunitatea automobilistică. Pilotul bulgar a adus un suflu nou competițiilor din România începând cu anul 2016, când a participat pentru prima dată la Raliul Sibiului, ocupând poziția 31 în clasament. Cu timpul și-a îmbunătățit performanțele, ajungând să se claseze pe locul 5 la Raliul Sibiului din 2022, ceea ce a consolidat poziția sa în lumea raliurilor din Europa de Est.